Două autoturisme parcate pe strada Aleea Rapsodiei din municipiul Botoșani au fost avariate astăzi dimineață după ce un arbore s-a prăbușit peste ele. Un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani a intervenit cu auto specială de stingere, dotată cu accesorii specifice pentru tăierea copacului. În continuare, pompierii militari rămân mobilizați 24 de ore din 24 pentru gestionarea operativă a situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate. Aproximativ 30 de baloți de furaje au ars sâmbătă noapte în localitatea Drislea. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri care au constatat faptul că ardeau depozitul de furaje și lemne de foc. Aceștia au acționat rapid, astfel încât flăcările să nu se extindă la construcțiile din gospodărie. Intervenția a fost una de durată, având în vedere cantitatea mare de furaje care ardea, dar și faptul că trebuia verificat fiecare metru pătrat pentru a elimina riscul de reaprindere. Misiunea a durat mai bine de 3 ore. Au ars 15 tone de furaje, 200 de kilograme de lemne de foc și peretele unei magazii. Cauza probabil a fost stabilită ca fiind acțiunea intenționată, prin urmare, ancheta a fost preluată de poliție. O mașină a luat foc în urma unui accident rutier produs sâmbătă pe raza localității Pădureni. În eveniment a fost implicat un singur autoturism în care se afla un tânăr de 22 de ani. La caz s-au deplasat un echipaj de pompieri și o ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Aceștia au constatat că șoferul era ieșit din autoturism și că mașina ardea în totalitate. Tânărul a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite. Plutonier ajutant Ionuț Honciuc, pompierul botoșenean care face parte din lotul de alpiniști al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, se numără printre cei mai buni din lume la urcarea pe coardă la 70 de metri. Alături de al 10 pompieri alpiniști de la alte inspectorate din țară, acesta a participat la concursul Grim Day 2024. Competiția s-a desfășurat în perioada 12-16 iunie la Nabur, Belgia, și a reunit 24 de echipe de salvatori din întreaga lume. Competitorii și-au demonstrat abilitățile și capacitatea de gestionare situațiilor de urgență complexe, conform scenariilor care au presupus derularea misiunilor la clădiri înalte, stadioane, poduri, elevatoare pentru embarcațiuni, structuri metalice, teren accidentat, inclusiv zone din cetatea Namur. La finalul probelor, echipa reprezentativă a IGSU a obținut locul 3 la proba urcare pe coardă la 70 de metri și locul 6 în clasamentul general.